Eu sper că nu va refuza. Am spus că facem un ultim demers pentru a evita o criză politică și nu vreau să inițiez un război politic cu teatru de război fiind România. Deja cursul de schimb începe să intre pe un drum pe care nu îi dorim, pentru că stăm foarte mult în această incertitudine cu un guvern interimar și nu ne face bine. Dar dacă nici acest gest cinstit din partea noastră nu va fi luat în seamă și va refuza și această propunere, cred că nu mai avem altă variantă.